Fahmi era plecat la o conferință când atacatorii sinucigași i-au ucis pe cei doi copii și i-au rănit soția în biserica All Saints din Pakistan. Își amintește cum a fost în negare multă vreme. Un pastor a împărtășit un mesaj din Romani, capitolul 8, amintindu-i lui Fahmi că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. În lunile care au urmat, ochii lui Fahmi s-au deschis către o nouă oportunitate de slujire. În 2015 a început un curs de consiliere pastorală. Fahmi și soția sa, Anaya, l-au văzut pe Dumnezeu vindecând o mare parte din rănile lor și echipându-i pentru a fi instrumente de restaurare în biserica lor. Mergem în Burkina Faso. Doctorul și misionarul creștin Ken Ilayet a condus o echipă de operații gratuite pentru cei sărași din Djibo, Burkina Faso, timp de mai bine de 40 de ani, când a fost răpit de extremiști islamici. Dr. Ken Ilayet a fost eliberat din captivitate în Burkina Faso după ce a fost reținut timp de mai bine de 7 ani de către extremiștii islamici. Oare câte operații gratuite putea să realizeze pentru săracii de acolo în cei 7 ani când l-au ținut ostatic? În Africa, fetița unei familii a fost răpită de militanți islamici. Cererea mea dimineața și seara este să vă rugați pentru fetița noastră. Au trecut 5 ani și jumătate de când Lia Sharibu a fost luată din școala ei de către militanții Boko Haram din Africa și ținută în captivitate pentru că a refuzat să renunțe la credința ei în Domnul Isus. Părinții ei continuă să se roage pentru eliberarea ei zi și noapte. Au trecut 5 ani de când a fost răpită. Pentru Yemen, Zamir produce un program de radio creștin în dialect yemenit care încurajează pe cei credincioși, pe cei curioși spre creștinism. Zamir spune, când vii la Iisus trebuie să fii pregătit. Există deja o cruce pe umărul tău. Există un cost pe care trebuie să ți-l asumi. Uneori este viața ta, alteori este țara ta, alteori este familia ta. Rugați-vă pentru ca acest program să ajungă la cât mai mulți oameni din Yemen și să-i conducă la Hristos. Nicaragua ocupă locul 50 în top 50 al țărilor care persecută creștinismul, un top realizat de organizația Open Doors. Bisericile care vorbesc împotriva nedreptății și încălcărilor drepturilor omului de către guvernul din Nicaragua sunt privite ca agenți destabilizatori. Din acest motiv sunt persecutate prin ostilitate, intimidare, hărțuire, monitorizare, arestări sau atacuri. Guvernul este foarte deranjat de bisericile care au oferit adăpost și îngrijire oamenilor în timpul protestelor larg răspândite care au izbucnit împotriva regimului dictatorial al Nicaraguei în anul 2018. Până în prezent, aceste biserici sunt încă supravegheate. Ultimele alegeri și modificările legislative au fost folosite ca pretext pentru a-i eticheta pe liderii bisericii drept teroriști. Acest lucru a dus la creșterea restricțiilor asupra bisericilor și a altor organizații creștine. Școlile creștine și posturile de televiziune creștine au fost închise în Nicaragua, la fel ca multe organizații creștine. Scopul este de a reduce la tăcere vocea creștină și de a le face să-și piardă credibilitatea în rândul populației. Și la final, Nepal. 84% din populația Nepalului este hindusă, iar Constituția Nepalului interzice trecerea de la o religie la alta. Creștinii se confruntă cu persecuția guvernului, dar cu atât mai mult din partea familiilor lor. O tânără pe nume Kushirai, de 16 ani, își duce cu ea cele 3 surori mai mici la biserică. Tatăl ei a devenit atât de crud încât au fost nevoite să plece de acasă și să locuiască acum cu o altă familie creștină. Rugați-vă pentru tânăra aceasta și dorința ei ca într-o zi și tatăl ei să-L cunoască pe Iisus ca mântuitor al său. Fata aceasta, fetița aceasta, are doar 16 ani. În rubrica Personalități care au influențat istoria, astăzi v-am prezentat mai mulți eroi ai credinței din mai multe țări. Rugați-vă pentru frații noștri!